Bună ziua! Mă bucur să fiu iarăși împreună cu dumneavoastră, publicul tânăr, unul dintre poate cel mai exigent public, dar iată-ne ne întâlnim în cadrul unui eveniment care seamănă așa cu cămarea de toamnă, nu? Uite câte bunătăți acolo. E o întâlnire condimentată, ceea ce e foarte, foarte interesant. Știu că e cald, știu că v-ați pierdut răbdarea, știu că sunteți tineri, știu că sunteți, ați fi preferat să fiți la școală, acum nu-i așa? Deci până aici e ok. Bun. O să încerc pe cât posibil să nu fiu un adult enervant. Adulții enervanți sunt cei care dau sfaturi. Ați primit sfaturi de la adulți? Le puneți în practică? Sincer, nu. Pe de-o parte e foarte ok chestia asta, tipul ăsta de mentalitate. De ce? Pentru că asta înseamnă că sunteți dispuși să vă luați propriile alegeri, să vă faceți propriile alegeri. Dar orice alegere este însoțită întotdeauna și de consecințe. Știți care este una dintre cele mai mari probleme pe care le are România? Acum nu vreau să intrăm în politică, vorbim omenește și mai puțin formal. Care credeți că este cea mai mare problemă pe care o au cetățenii României? Spuneți! Tinerii care pleacă. Lipsa de educație, de acord. Lipsa de educație. Ce probleme ar mai putea să aibă România? Lipsa de informare, de acord. Comunicare. Ce probleme mai identificați voi la vârsta voastră? Lipsa de unitate. Iată câte lipsuri avem. Toate aceste lipsuri generale cred că la un moment dat au un singur nucleu. Este lipsa de curaj, lipsa de a-ți asuma ceva. Sunt foarte puțini oameni care își asumă lucruri. Voi ați văzut chestia asta? Nimeni nu își asumă nimic. Nimeni nu își asumă nimic. Am devenit un popor de comentatori. Din păcate, pentru majoritatea celor de vârsta mea, chiar dacă nu ne despart chiar atât de mulți ani, arăt mai bătrân decât am vârsta biologică, să știți, rămâne această sarcină de a îndrepta lucrurile pe umerii voștri. În ce clasă sunteți? Sar de la una la alta, sper să... 12-a, 8-a, da? Bun. Mai devreme sau mai târziu în viața voastră va apărea acel moment critic în care terminați liceul. Și se pune întrebarea aia de 1000 de puncte. Ce fac mai departe? Vă stresează întrebarea asta? Vă treziți cu ea? O aveți deja în cap? O rumegați deja? Chiar dacă sunteți în clasa 8-a? A 9-a. A 10-a. Deci n-ați ajuns încă în momentul critic. Vreau să vă liniștesc într-o oarecare formă. Va fi cumplit. Va fi groaznic. Dar în același timp, să știți că acest tip de mecanism, atunci când te afli la o răscruce, când ai de ales între stânga și dreapta, va fi întotdeauna o decizie foarte dificilă, pentru că sunt 50-50. E o alegere cu 50%, 50%. Nu, să nu vă fie teamă. Și noi, adulții, traversăm în momentele astea, săptămânile astea, același impas, în care avem de ales între stânga și dreapta. Tot timpul veți avea de ales între stânga și dreapta. Important este, dragilor, din punctul meu de vedere, și repet, nu vreau să fiu un adult care dă sfaturi, vreau să fiu un adult care vorbește din propria lui experiență. Mai devreme sau mai târziu va trebui să faceți o alegere. După o perioadă, dacă alegerea se dovedește să fie mai puțin fericită, sfatul meu este să nu o regretați. Pentru că în momentul în care ați luat decizia respectivă, înseamnă că ați trecut-o prin filtrul rațiunii, prin filtrul emoției, prin filtrul propriilor voastre judecăți. Și în momentul ăla, decizia aia era cea mai bună. Asumați-vă chestia asta. E posibil, într-adevăr, ca acea decizie, la un moment dat, să fie o decizie care se întoarce împotriva voastră. Asumați-vă treaba asta. Avem nevoie de oameni care își asumă lucruri. Avem nevoie de oameni care își suflecă mânecile și se apucă de treabă. De comentat, cred că suntem toți sătui până aici. Până aici. Diferența, că tot s-a vorbit de teatru, apropo de meseria pe care o practic, să știți că eu sunt un accident, sunt o întâmplare. Eu nu trebuia să ajung la teatru. În clasa 8-a și până în clasa 11-a am fost un tip extrem de introvertit. Nu puteam să vorbesc în fața nimănui.
nu puteam să stau la tablă, nu puteam să am dialog cu o persoană și să o privesc în ochi. Lucrurile astea s-au schimbat. De ce? Nu s-au schimbat bătând din palme. S-au schimbat în urma unei alegeri. Mă săturasem la un moment dat să fiu elementul pasiv din propria mea viață. Și am zis, trebuie să schimb ceva. Pentru că singura telecomandă pe care o avem este telecomanda propriei noastre minți. Nu putem schimba mediul înconjurător. Mediul înconjurător întotdeauna ne va bombarda cu tot felul de... Ne va bombarda cu tot felul de impulsuri, cu tot felul de provocări. Nu le putem schimba, nu le putem controla. Singurul lucru pe care putem să-l controlăm este propria noastră persoană. Iar acest lucru se poate face printr-un antrenament, printr-un antrenament foarte personal. Fiecare are laboratorul lui personal și uman de a face față provocărilor. Fac o scurtă paralelă sau o trecere foarte rapidă cu profesia la profesia pe care o am. De ce am ales teatru? Ce este pentru dumneavoastră teatru? Ce ar putea să fie teatru? Așa, la cum? Emoție. Ce ar mai putea să fie teatru? Curaj. Interpretare. Transformare. Foarte frumos. Teatru. Libertate. Foarte frumos. Cum? Dramă. Ne uităm la televizor. Da, teatru poate fi foarte multe lucruri. Toate răspunsurile voastre sunt absolut valabile, pentru că teatru poate să fie pentru mine sau pentru fiecare dintre voi ceea ce poate să fie. În primul și în primul rând, teatru este o formă de comunicare. Ne învață să fim buni comunicatori. Pentru că avem întotdeauna, comunicarea noastră se face pe minim două planuri, dar de fapt sunt mai multe planuri, adică între emițător și receptor. Dar dacă stăm să ne gândim puțin la structura dramatică sau structura artistică pe care o are teatru, există odată o comunicare între parteneri, între actorii care joacă, corect? Bun. Între ceea ce se întâmplă pe scenă și ceea ce se întâmplă în sală. În același timp, de fiecare dată când comunicăm, există și un tip de comunicare între noi și propria noastră persoană. Corect? Deci noi comunicăm pe mai multe planuri. Teatru te învață să-ți antrenezi acest tip de comunicare, acest tip de a jongla cu diferite planuri. Pentru că actorul, spre diferență, arta actorului, de fapt este o artă care, spre diferență de celelalte arte, are și instrument și instrumentist. Actorul este și instrument și instrumentist. Pictorul are nevoie de culori, are nevoie de penel. La teatru, actorul este cel care cântă și în același timp și instrumentul. Și atunci trebuie să-și acordeze acest instrument. Facultatea de teatru, bineînțeles că pune în valoare, în primul și în primul rând, individualitatea. Și apropo de ce spuneai de unitate. Iar profesorul Ion Coja spune că teatru se subordonează principiului unitate în diversitate. Toți de aici suntem extrem de diferiți, suntem individualități. Dar în momentul în care avem un numitor comun, un scop comun, devenim un grup care funcționăm ca unitate. Asta înseamnă unitate în diversitate. De aceea este foarte bună comunicarea, pentru că fără unitate, fără libertate, lucrurile nu pot merge înainte. Nu pot merge înainte. Întotdeauna, dacă cineva va avea o idee, sunt o groază de project manager care o comentează. Noi avem nevoie de oameni care, efectiv, să pună umărul la treabă ca să miște lucrurile. Bun. Vă spuneam că sunt un accident. Foarte pe scurt. Nu vreau să o lungesc, nu știu cât timp mai am. Eram foarte timid. Am decis. A fost o decizie. Deci o alegere cât se poate de concretă și de asumată. Ceva trebuie să schimb. Și atunci am căutat toate zonele inconfortabile din viața mea, toate întâlnirile inconfortabile, pentru a câștiga confort în inconfort. Acest lucru se antrenează. Teatru a fost una dintre revelațiile vieții mele, pentru că, în primul și în primul rând, m-a făcut să devin conștient de faptul că noi, ca indivizi, existăm în convenții. Noi acum suntem într-o convenție. E un tip care vorbește la microfon și voi care vă faceți că mă auziți sau chiar mă auziți. Corect? Bun. La fel este și în viață. Fiecare dintre noi, iarăși fac o paranteză,
Chaplin spune că nu se poate preda arta actorului, nu se poate învăța. Te naști sau nu? Viola Spolin, un alt doctrinar al teatrului, spune că oricine poate improviza, adică oricine poate fi actor. Sunt două idei antagonice care se bat cap în cap. La fel de valabile. La fel de valabile. Dar în același timp, fiecare dintre dumneavoastră sunteți într-un fel acum, sunteți într-un fel în propria voastră intimitate, sunteți într-un fel în relația cu părinții, cu iubitul, cu iubita, cu prietenii și așa mai departe. Tipul ăsta, sau ca să simplific lucrurile, potențialitățile latente care există în noi. Vi s-a întâmplat, paranteză, iarăși, vi s-a întâmplat vreodată să vă surprindeți? Să aveți o reacție absolut surprinzătoare? Să spun, nu cred că sunt eu. Nu cred. Bun, de unde vine aia, dacă nu din noi? De unde vine aia? Cel mai periculos lucru este să spuneți, știu, mă cunosc, știu cine sunt, fals. Fals. Până n-am ajuns la teatru, când am ajuns la teatru, aceste prejudecăți s-au spulberat. Pentru că zi de zi, teatru are la bază conflictul, are la bază convenția. Te pune în situații în care nu ai mai fost. În situații extreme, în situații puternice. Și în momentul ăla trebuie să reacționezi, să găsești soluțiile. Aici și acum. De-aia actorul este creator. Interpretarea e un fenomen specific mai mult stand-up comedy-ului. Pentru că e un tip care își învață un text și vine și îl spune și știe același text. Nu are o relație decât cu, repet, cu sala. În ce privește, actorul trebuie să reactualizeze constant în fiecare seară, un destin, un parcurs psihologic autentic. Pentru că dumneavoastră vedeți actorul pe scenă și în același timp vă emoționează. De ce? Știm că suntem într-o convenție, într-o minciună. Și cu toate astea reușește să mă emoționeze. De ce? Pentru că actorul devine creativ când reușește să schimbe, să transforme convenția în realitate procesuală obiectivă. Apropo, și apare transformarea. Adică omul ăla se transformă real. Roșește, începe să transpire, începe să plângă și în momentul ăla îmi transmite emoție și devine empatic. Dar niciodată nu uit că omul ăla este actor. Este persoană civilă, Florin Toma, Vasile Șeicaru și așa mai departe. Da? Ei, tipul ăsta de a te surprinde, de a-ți da seama că emoțiile noastre în viața reală devin o vulnerabilitate. Toată lumea se ascunde. Toată lumea se inhibă. Nu e bine să plângi, nu e bine să par vulnerabil. La teatru, lucrurile astea devin aur curat. Este bogăția emoțională a oricărui actor. Și cu cât un actor este mult mai vulnerabil, adică are un potențial de vulnerabilitate mare, puternic, în momentul ăla devine și mai talentat. Pentru că textul amorf, textul dramatic, care este de fapt un sistem semiotic, un sistem de litere, care poate fi spus doar într-un singur fel. Cuvântul nu poate fi spus într-un singur fel. Un om, un actor creator, poate să transforme acel nu în da, în poate, în te iubesc, în te urăsc, în ieși afară și așa mai departe. El se poate juca cu sensurile dincolo de primul nivel al cuvântului. De asta spun că este un antrenament excelent al comunicării. Nu știu ce o să vreți să faceți. Am zis că nu vă țin mult. Nu știu ce o să vreți să faceți pe mai departe, ce alegeri veți face, dar, repet, sfatul meu este să vi le asumați. Sunteți tineri, iar cel mai important lucru pe care trebuie să-l știți despre voi, dragilor, și să vi-l asumați, să fiți conștienți, este că sunteți potențialități latente. Aveți în momentul de față fiecare un potențial care trebuie descoperit, dezvoltat, cultivat și antrenat pe tot parcursul vieții. La finalul vieții trageți dungă și trebuie să nu aveți niciun regret. Cred că este cea mai mare bogăție cu care putem pleca de aici, să nu avem regrete. Și nu depinde decât noi. Nimeni nu o să vă trăiască viața în locul vostru și nu o să ia alegerile pe care trebuie să le luați voi. De aceea judecați cu capul vostru, cu inima voastră și încercați întotdeauna și întotdeauna să câștigați confort în zona de inconfort. Căutați lucrurile alea care vă sperie. Probați-vă.
aruncați-vă cu capul înainte, să vedeți ce se întâmplă cu voi ca indivizi, ca oameni. De pe atunci o să începeți să vă cunoașteți. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, sper că nu v-am plictisit și dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Revelațiile de fapt cred că vin în urma unor adunări foarte puternice de frustrări, de frustrări proprii. Adică mă cam săturasem, repet, să stau, să văd că băiatul urât reușește să capteze atenția fetei pe care eu mi-o doresc, a profesorului, reușește să facă remarcat glumele unuia pe care eu consideram că sunt de o anumită factură, aveau succes și am spus, stai un pic, până la urmă diferența între mine și persoana respectivă este că persoana respectivă a făcut pasul, a avut curaj. Eu sunt în capul meu, iar omul ăla e în realitatea concretă pe care o văd și eu și pe care mi-o propune el. Și atunci am zis, ok, nu e vina lui, nu e la el problema, la mine. Și am zis, vreau și eu, mi-e frică, nu contează, hai. Și așa înveți să înnoți, că așa, știți, cum ați învățat să înnotați? Toți erați, când ați scos colacul, sau cum ați mers pe bicicletă, e același lucru. La un moment dat trebuie să ai curaj, de asta zic. Dar curajul de fapt înseamnă să-ți asumi treaba aia, să-ți asumi eșecul. Eșecul face parte din viață și dacă faceți o radiografie foarte scurtă a propriei voastre vieți până acum, o să vedeți din câte greșeli au ieșit lucruri bune în viața voastră și cum ați ajuns în anumite puncte ale vieții voastre din cu totul și cu totul coincidențe sau greșeli. Să vedeți câte lucruri bune vi s-au întâmplat. Ok? Dacă mai aveți întrebări. Cine vrea să dea la teatru? Am eu o întrebare. Știți că există facultate de teatru în Galați? Din 2000? Eu fac parte din prima generație. Și am terminat liceul 3, metalurgic. I-am dat cu pila în liceu. Bine, foarte puțin, e adevărat. Și am ajuns să fac teatru. Și am ajuns și directorul teatrului. La 34 de ani, unul dintre cei mai tineri directori de instituție de cultură din țară. Deci din Galați se poate. De asta spun, Galațiu, din punctul meu de vedere, are un potențial foarte, foarte puternic uman, în primul rând. Lăsați orașul. M-am plimbat în țară la diferite festivaluri și am văzut diferite orașe. Credeți-mă, nu suntem noi oaia neagră a României, nici pe departe, sunt niște locuri în care Dumnezeule, pui lacăt și pleci acasă. Nu. Galațiu are potențial, iar cel mai important potențial este potențial uman. Sunt oamenii tineri care dacă decid să rămână aici, Galațiu are un lucru foarte... Toată lumea vrea să plece în centrele mari, la București, la Sibiu, la Cluj, ceea ce mi se pare normal. Țineți cont de un singur lucru. Și Bucureștiu și Galațiu sunt două colivii, una mai mare, una mai mică. Galațiu are o piață virgină în foarte multe lucruri. Așteaptă ca oamenii să vină cu idei și să le implementeze. Vă spun asta pentru că, iarăși, sunt omul care împreună cu doi foști studenți de-ai mei am creat prima trupă de teatru independentă și profesionistă din Galați și am făcut două festivaluri de teatru independent. La Galați! Întrebau oamenii, la Galați? Da, la Galați, se poate. Dar asta, bineînțeles, prin eforturile susținute și prin asumarea unor alegeri ale unor oameni. We'll be right back.